Evrei, capitolul 10. Ia să deschidem la Evrei, capitolul 10. Este un pasaj. Intrăm acum în teologie. Evrei, capitolul 10. Apropo, știți că e păcatul cu voia nu se poate ierta. Ați auzit? Hai să facem iar test. Cine a auzit de păcatul cu voia? Predicați păcatul cu voia. Cine a auzit că păcatul cu voia nu poate fi iertat? Ați auzit că nu poate fi iertat? Pentru că Evrei, capitolul 10, 26 spune, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Test. Dintre cei care sunteți credincioși, care dintre voi niciodată de când v-ați întors la Dumnezeu n-ați făcut un păcat voluntar? Mă, noi ce mai facem aici? Teologie. Teologie, da. Suntem pierduți, n-avem nicio jertfă pentru păcate, dar discutăm și noi, vedem cât de pierduți suntem. Deci hai să fim sinceri cu noi acum, da? Indiferent de cum interpretăm, să fim sinceri cu noi. Cât de mincinos trebuie să fii ca să spui că te-ai întors la Dumnezeu și niciodată n-ai făcut un păcat cu voia. Dar cum l-ai făcut? Ești posedat sau cum l-ai făcut? Fără voie. Eu nu-l apropiu când spui că nu l-ai făcut, l-ai făcut fără voie, frate. Frate, am deschis caietul și 40 de minute a făcut un păcat cu voia. Sub cu caietul sub mână, am copiat. 40 de minute a făcut un păcat cu voia. Fii serios, frate. Cum? Nu eu, ci păcatul care este. A, păcatul care este în tine, am înțeles. Da. Și ăla e un pasaj care trebuie discutat. Da, deci nu există om care să nu facă păcat voluntar sau păcate voluntare. Adică fiindcă vrea să le facă. Le facem pentru că vrem, nu le facem pentru că nu vrem. Nu suntem posedați de Duhul. Dacă suntem posedați de Duhul, nu suntem credincioși. Da? Textul, despre ce vorbește textul? Auzi ce spune. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit, nu știu, după ce am primit mântuirea, iertarea, regenerarea, justificarea, răscumpărarea, împăcarea, ci după ce am primit ce? Cunoștința adevărului. Deci în momentul în care evreul ăsta, care a avut sistemul vechi sacrificial, se ducea, aducea jertfe, iar erau acoperite păcatele. Evreul ăsta a aflat într-o zi, de la apostol sau de la ucenicii Domnului Iisus Hristos, s-a terminat cu jertfele alea vechi, singura jertfă prin care sunt iertate la propriul păcat este jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să lăsați templul, sinagogile voastre, poveștile voastre, ritualurile voastre, ceremoniile voastre, nu mai duceți. Țap, berbeci, oi, ce mai duceți voi acolo, singura jertfă care șterge păcatele este jertfa Domnului Iisus Hristos. Acum să te rup ca evreu de vechea comunitate era un lucru extrem de grav, extrem de greu. Se răpeau averile, erai dezmoștinit, erai scos afară din comunitate. Era un lucru extraordinar de greu de făcut. Extraordinar de greu de făcut din punct de vedere omenesc. Și unii dintre cei care s-au dat de partea credincioșilor, de partea ucenicilor, cochetau la un moment dat să se întoarcă înapoi. Sau alții, sunt mai multe categorii, sau alții au intrat în contact cu ăsta, erau convinși de teologia asta, știau că lucrurile stau așa, dar costul era prea mare. Nu puteau să plătească prețul acesta. Și Pavel le spune, dacă el e autor, spune Pavel, dacă ai auzit că Evanghelia și că jertfa Domnului Iisus Hristos este singura care șterge păcatele și tu respingi jertfa asta, nu mai rămâne nicio jertfă. De ce nu mai rămâne nicio jertfă? Ziceți-l voi. Că nu e altă. Logic. Și acum, și că frate, dacă e păcătuit cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă. Normal, nu mai este altă jertfă, numai jertfa Domnului Iisus. Ce nu, e credit, mai este altă jertfă? E evident, dacă ai ajuns la concluzia că jertfa Domnului singura prin care poți fi mântuit și tu te duci spre altceva, spre budism, spre New Age, spre nu mai știu ce, și crezi că poți fi mântuit, te înșel. Poți fi mântuit doar în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, și auziți, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Deci există ori jertfă, ori judecată. Simplu, nu asta spune Evanghelia. Jertfa Domnului Iisus Hristos sau judecată. Respingi jertfa Domnului Iisus Hristos, rămâne judecată. Lasă să se referă textul. Și auziți ce spune? E foarte interesant și zice dacă păcătuim, nu zice dacă facem păcat cu voia. Dacă în mod continuu și conștient respingi Evanghelia, asta e păcătul. Nu dacă cineva a păcătuit cu voia. Nu vorbește despre un păcat încheiat cu voia. Ci dacă păcătuim, ce înseamnă să păcătuiești? Să trăiești în mod continuu în respingere față de Evanghelia. Nu trebuie Evanghelia, nu trebuie Evanghelia. Că noi toți am păcătuit cu voia în sensul respingând Evanghelia, dar la un moment dat ne-am oprit din a păcătui. Și am fost primiți. Pasajul despre asta vorbește, despre un om care în mod continuu refuză Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru asta nu rămâne decât judecat. Pasajul ăsta este un pasaj favorit al oamenilor care cred în viața de credință trăită pe baza fricii. Fraților, nu păcătuiți cu voia. Salut? Da?
vorbește textul. Deci nu despre asta vorbește textul ăsta.